Neata lume, azi pornim spre Piatra Mare, momentan suntem în Predeal. De ce spun la aprular? Pentru că nu sunt singur de data asta, sunt însoțit de o nouă colegă de drum, pe numele Elena. Momentan nu vă arăt, în secret. Și ideea e că factura spre Piatra Mare invers decât în mod normal. Plec de aici din Predeal, urcăm un vârf, iar de acolo mergem la cabana Piatra Mare și coborâm în Bumori. Hai, țineți-ne pumnii să nu întâlnim nimic maro cu blăniță și cu gheruțe. Fix acolo trebuie să ajungem azi, adică în masivul Piatra Mare. Aici începe traseul, nu? Da, de aici începe traseul. Uitați-o și pe Elena, așa cum vă spuneam. Este la a doua drumeție alături de mine. Salută-ți, mă, fanii, că acum o să ai și fani. Așa. Vedeți, face precum o marmotă. Iar momentan traseul nostru e spre cabana Susai, dar nu o să o vedem azi, o să mergem pe lângă ea. Bună dimineața! Da. Nu știu dacă știați, dar de obicei marmotele pozează absolut tot ce mișcă. Face parte din ritualul lor, din ghidul de supraviețuire. Dacă nu ești cu pozele, înseamnă că nu ești marmotă. Da. Și ne bucurăm de singura porțiune de drum oarecum drept, după care o să avem numai și numai urcare. Traseul nostru este pe cruce al roșiei azi. Ha, și o să fie ceva de urcat. O să fie și foarte cald. Sper să ne iasă. Acest drum continuă spre cabana Susai, dar noi trebuie să ne continuăm traseul, așa cum am zis de la început, pe cruce roșie, în direcția aceea. Avem foarte mult de mers, dar este o zi faină, o zi plăcută, așa că nu prea ne grăbește nimeni. Aici avem și un indicator pe care scrie că am face cam 2-3 ore până în vârful Piatra Mare. Nu știu dacă voi îl vedeți de soare. Și se continuă momentan cu acest drum forestier. Fix pe muntele din fața noastră trebuie să ajungem azi, în frumosul Piatra Mare. Voi din păcate nu vedeți pe cameră, dar eu de aici văd și stâna de acolo. Și îmi doresc să nu fie câini, să nu avem probleme. Aici ne vom separa de acest drum forestier și ne vom băga prin pădure, prin zona aceea. Cred că o să facem în jur de 2-3 ore până sus la vârf. Iar partea interesantă este că nu ne vom întoarce pe aici, ci pe la Dâmbu Mori. Iar de acolo, probabil cu un autobuz până în gara din Brașov. Este o zonă foarte frumoasă, dar a suferit destul de multe defrișări, cel puțin porțiunea de aici. Avem peisaj frumos în față și Piatra Mare. Și gata cu pădurea, tocmai am ieșit în această superbă poiană, de unde am putut admira stâncile din zonă. Cred că cea din fața noastră este Piatra Scrisă. Bineînțeles, aici am făcut și o pauză de masă, pentru mine, că nu mai puteam, logic. Iar acum ne continuăm drumeția spre stână, urmând ca apoi să mai urcăm un pic și să ajungem la vârf. Ca și săptămâna trecută, azi am prins o vreme uimitoare. Mamă, ce pe aici nu-ți place.
Da, e superbă zona. Încă puțin și ajungem sus la stână. Dar uitați ce face peisaj frumos. Deci nu-ți vine să mai urci. Nu-ți vine să mai pleci de aici. Superb. Trebuie să vă zic că mi-a ieșit sufletul. Nu-mi trase greu, dar cele câteva urcări sunt destul de serioase. Și am reușit să ajungem la stână, de unde am fost primis cu acest peisaj superb. Practic, în direcția aceea avem Munții Neamțului, Munții Baiului, Bucegi de la un cap la altul, în față Piatra Craiului, în spatele lor se vede Făgărașul, undeva în partea aceea Postăvarul, iar noi suntem pe Piatra Mare, urmând să ajungem în vreo jumătate de oră la vârful cu același nume. Am mers mai încet, ne-am tot oprit să facem poze pe traseu și să admirăm locurile prin care am trecut. Uneori muntele nu înseamnă doar să bagi cea mai mare viteză, să atingi vârful și să pleci, ci să vezi locurile prin care ai trecut, să te simți ok prin poenile respective, să admiri peisajul, să simți mirosul copacilor, da, să te bucuri de traseu efectiv. Ne intersectăm aici cu traseul care coboară la Tamina. Uite și cățeluș acolo. Se vede și predealul. Un avion zboară pe deasupra. Iar în partea aceea deja se vede vârful cu câțiva oameni pe el. Bă, dar e frumos rău de tot aici. Nu vă închipuiți cât este de liniște și de plăcut și faptul că te poți învârti așa la 360 de grade. Să vezi peisajul de colo-colo, deci e absolut superb. Și încă n-am ajuns la vârf. De acolo chiar că te învârți. Interesant e faptul că este soare, dar aici mai adie din când în când și un vânt care te răcorește cât de cât. Și superb. Ne-a luat ceva însă să urcăm până aici, dar suntem ok, suntem un grafic. Și tot efortul zilei de azi, într-un final, ne este răsplătit. Bine, peisajul până aici s-a arătat așa pe segmente, dar acum am ajuns chiar în vârf.
Ulu! Gata, începem coborârea. Nu am stat foarte mult în vârf pentru că mai erau și alte persoane și nu era necesar să stăm pe acolo. Am văzut vârful, l-am marcat. Așa că ne îndreptăm în acest moment spre cabana Piatra Mare. Iar apoi, pe drumul familiar, ne vom continua coborârea spre Dâmbu Mării. Mai cobor un pic și dai tot de un peisaj superb. Iar în partea aceasta o să vă arăt peste câteva momente ce se vede. E o mare prăpastie acolo. Iar sus, undeva în Horn, colega mea de azi face coborârea precum o căpriță. Cred că are niște emoții pe aici. Cobori sau ce faci? Poze? Da, deci nu pot să filmez, pentru că e asta de poze. Este practic singura zonă mai tehnică de pe traseu. Dar se face ok, sunt oarecum niște trepte. Și acum să vă arăt ce se ascunde în spatele acestor pietre. Uite. Hai de capul meu. Și practic pe acolo am coborât prin acel horn pe unde coboară și oamenii. Nu este greu. Sunt un fel de trepte. Aici, bineînțeles, din nou vedem Brașovul. Și mai avem un pic de coborât până la cabana Piatra Mare. Dar coborârea e pe aici. Și una din experiențele cele mai faine este să te cocoți pe o astfel de stâncă și să admiri peisajul. În fața noastră putem observa Ciucașul, în partea aceea Munții Neamțului, iar undeva în direcția aceea este Brașovul, practic locul în care trebuie să ajungem noi acum. Printre copaci acolo se distinge cabana Piatra Mare. Iar noi trebuie să mergem un pic să umplem sticlele cu apă la izvor. Aici lângă cabana trebuie să știți că este un izvor. Lucru care vă ajută, pentru că practic puteți să faceți această drumeție fără prea mari rezerve de apă la voi. Și oricum la cabana aveți bere. Cabana Piatra Mare. Aici locul lor cu pești și nuferi, iar noi ne căutăm izvorul cu apă, dar după o bere e mai greu să-ți ipoteca. Glumesc, vă dați seama că glumesc. Izvorul în partea aceea, acolo. Aici avem și trei măgăruși, în fața noastră fiind și vârful Pușcaș. Și cabana Piatra Mare, de la care ne luăm rămas bun acum. Este foarte drăguță cabana, foarte îngrijită, micuță. Și ok. Și suntem în Poiana Baciului, practic ultimul nostru peisaj pe care îl vedem până o să ajungem la Dâmbu Mării. Este ora 17, îmi fac griji că este un pic cam târziu totuși. Coborâm destul de încet. Da, să sperăm să prindem un tren spre case. Uitați ce peisaj aici. Ce frumos, cât de frumos poate să fie. Hei,
Uite că ieșim din pădure și ajungem în această frumoasă poiană. Bine, tot drumul a fost superb. Iar de aici mai avem foarte puțin până la stația de autobuz din Dâmbu Mureș. Acum tot ce contează e să prindem un autobuz spre Brașov și să nimerim și un tren. Ne-am descurcat destul de bine. Sunt mulțumit de cum a decurs tura. Colega, bineînțeles că a fost de nota 10, s-a descurcat. Și ce să vă mai zic? Dar ce fain curge apa pe aici. Abia aștept să ajung să fac o baie. E tot ce-mi doresc. Și să beau 5 litri de apă. Asta îmi trebuie, 5 litri de apă. Așa, pe nerăsuflat. Ce faină este zona asta. Cred că a fost nebunie azi aici. Cred că a fost foarte multă lume. Și bineînțeles că am avut un pic de ghinion la prinderea unui autobuz. Nu a fost să fie. Astfel încât a trebuit să ajungem pe jos până în Timișul de jos. Bineînțeles, trenul nostru întârzie 26 de minute, așa că sunt un pic disperat. Sper că v-a plăcut filmarea. Nu uitați like, share și subscribe. Bye bye!